O groapă comună cu aproximativ 440 de cadavre a fost descoperită în orașul ucrainean Izium din regiunea Harkov după alungarea forțelor ruse. Șeful poliției a declarat că unii dintre cei uciși au fost împușcați, iar alții au murit în bombardamente. Toate trupurile vor fi examinate pentru a strânge dovezi ale presupuselor crime de război. Președintele Zelenski, care a mers la Izium în urmă cu două zile, a comparat orașul cu Bucea și Mariupol, devenite simboluri ale atrocităților comise de ruși. El a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere. La Izium sunt așteptați jurnaliștii din toată lumea ca să arate ce atrocități au comis rușii. Agresorii ruși au înhumat soldați ucraineni într-o groapă comună într-o pădure din apropierea Iziumului. Dacă detectorul de metale dă un semnal pe locul în care zac frații noștri, înseamnă că inamicul ar fi lăsat un obiect exploziv, o grenadă care ar putea exploda în orice moment. Comisarul ucrainean pentru problemele persoanelor dispărute în circumstanțe speciale, Oleg Kotenko, susține că sute de locuitori din Izium care au murit în timpul ocupației ruse au fost îngropați în acest loc cu numere pe cruci în loc de nume. Kotenko a spus că cadavrele vor fi exhumate pentru proba ADN. Am găsit această groapă comună pentru că soldații ruși, fasciștii, au postat un video. Credeam că sunt 17 cadavre, dar în filmulețul postat de ruși sunt mai multe, 25 sau chiar 30 de cadavre. Poate că nu este singurul mormânt din acest cimitir. Cred că îi vom găsi pe toți cei care au murit aici. Potrivit lui Zelenski, toate trupurile vor fi examinate pentru a strânge dovezi ale presupuselor crime de război. Totodată, liderul de la Kiev a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere. La Izium, în regiunea Harkov, a fost descoperită o groapă comună. Acolo au fost deja începute procedurile legale necesare. Vrem ca lumea să știe ce se întâmplă cu adevărat și la ce a dus ocupația rusă. Bucea, Mariupol, acum din păcate Izium. Rusia lasă în urmă numai moarte și trebuie trasă la răspundere. Lumea trebuie să tragă Rusia la răspundere pentru acest război. Vom face totul pentru asta. Între timp, Casa Albă a aprobat un nou pachet de până la 600 de milioane de dolari, reprezentând asistență militară pentru Ucraina. Ea constă în echipamente și servicii, dar și instruire, potrivit executivului american, care nu a oferit mai multe detalii, în special privind armamentul furnizat. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Statele Unite au oferit deja peste 15 miliarde de dolari pentru asistență militară Ucrainei. Acest nou anunț al SUA survine în timp ce armata ucraineană a lansat de la începutul lunii o vastă contraofensivă.